Muzeografii au explicat celor prezenți la masa rotundă obiceiurile și meșteșugurile existente acum 2000 de ani. Masa rotundă cu tema modul de viață în lumea romană, obiceiuri casnice și meșteșuguri face parte din proiectul mult mai amplu Viața cotidiană la Dunărea de Jos în epoca romană. Astăzi vă invităm într-o incursiune în interiorul casei pentru a descoperi modul de viață, ocupațiile casnice, obiceiurile romanilor. Activitatea aceasta este una intermediară, întrucât ulterior ne vom ocupa de educație, ne vom ocupa de vestimentație și chiar de gastronomie. Nici cei mici nu s-au lăsat mai prejos și au încercat să recreeze câteva dintre podoabele vremurilor trecute, amfore și pliante, prin care au demonstrat că istoria este o parte din noi. Au încercat să realizeze un mozaic, iarăși specific artei romane, iar pe aceste cutii, chiar avem și o cărămidă, au încercat să realizeze niște inscripții și le-am sugerat să găsească inscripții cât mai evidente pentru provincia Dacia Romană, adică să caute cum se inscripționau numele unor legiuni prezente în Dacia Romană. Un obiect obținut prin prelucrarea bronzului este donariul de la Biratina. Acesta este un obiect votiv creștin, datând din epoca Constantinului, adică secolul al IV-lea. Descoperit în apropierea localității Bietana, în județul Sibiu, Transilvania, România. Secole de-a lungul, amforele au fost recipiente nelipsite în toate așezările dacice și romane. Vinurile, uleiul, mierea, rășinile sau coloranții pentru care amforele erau în ambalaje de alb, ajungeau în cele mai îndepărtate meleaguri. Amforele, descoperite la Barbo și Galați, cunosc o mare diversitate și în complexele funerare, mai ales sub numeroase exemplare întregi. Manifestarea organizată la Muzeul de Istorie face parte din proiectul educațional Viața cotidiană la Dunărea de Jos în epoca romană și vizează încercarea de a repune în drepturi contribuția moștenirii culturale a antichității la definirea civilizației românești.